Bună ziua și bine ați venit la o nouă ediție a ZF Tech Day, emisiune realizată de Ziarul Financiar în parteneriat cu Orange Business Services. Astăzi vom discuta despre soluții de comunicare business în cloud, alături de invitații emisiunii. Bogdan Chiriță, Strategic Partnership Manager în cadrul Orange Business Services. Bună ziua și bine ați venit! Salut, Adrian! Bună ziua! Mulțumesc pentru invitație, îmi pare bine să vă revăd! Și Răzvan Radu, CEO al Opticom, companie partener al Orange Business Services. Bună ziua și bine ați venit în cadrul emisiunii! Bună ziua, vă mulțumesc pentru invitație și mă bucur să fiu alături de dumneavoastră astăzi. Mulțumesc foarte mult pentru că ați răspuns amândoi invitației noastre. Vă propun să începem discuția vorbind un pic despre Opticom. Dați-ne câteva detalii. Când a fost înființată compania și care sunt principalele soluții pe care le oferă? Da, am înființat compania Opticom în anul 2012 din dorința de a oferi clienților consultanță în domeniul telecomunicațiilor. Ulterior, în 2013, sub brandul OptiVoice, am intrat în piața de Unified Communication și Call Center, soluții în cloud. Am adresat inițial firmelor mici și mijlocii, însă a fost la momentul respectiv o reală provocare să ne facem cunoscute și să fie înțelese beneficiile acestor soluții în cloud. Ulterior, în anul 2015, am adus în portofoliul nostru platforma telefonică 3CX. Este o platformă complexă și, în momentul acesta, foarte matură în zona de Unified Communication și Call Center, în special pentru clienții mari, corporații, dar, bineînțeles, cu adresabilitate și către clienții mici și mijlocii. Soluția, în momentul de față, numără peste 500.000 de clienți în toată lumea, peste 190 de țări, și înglobează comunicare de voce, soluțiile de colaborare, videoconferință, comunicarea prin social media sau integrări cu soluții de customer relationship management, software hoteliere și absolut tot ce ne-am putea dori în momentul de față pentru o comunicare eficientă. Mulțumesc foarte mult pentru detalii. De când este Opticom partener al Orange Business Services și ce a dus la încheierea acestui parteneriat? Păi, parteneriatul cu Orange a început în 2015, în mare măsură datorită unui client comun care și-a dorit implementarea acestei soluții împreună cu serviciile oferite de către Orange Business Services. Pentru noi a fost o reală provocare și ca un examen. Ne-am dorit și am obținut un feedback pozitiv pentru acest prim proiect, ceea ce ne-a încurajat și deopotrivă colegii noștri, partenerii de la Orange, să construim împreună tot mai multe proiecte cu un feedback pozitiv din partea tuturor clienților. Înainte de a merge mai departe, aș vrea să mergem să discutăm despre parteneriatul dintre Opticom și Orange. Aș vrea să merg un pic la Bogdan Chiriță și să-l întreb ce strategie are Orange România privind parteneriatele cu companiile locale. Cum sunt selectate și care sunt domeniile vizate? În primul rând, în echipa de business încercăm să dezvoltăm un ecosistem de parteneri care să reflecte un raport cât mai optim între vendorii globali de tehnologie și, pe de o parte, și companii locale care să translateze această tehnologie pe nevoile specifice ecosistemului nostru local. Companii care să aibă competențe în a susține cu servicii implementarea și suportul in life a acestor proiecte. Totodată ne uităm și la companii locale de tip startup, cu ajutorul cărora, considerând și competențele și soluțiile proprii, să reușim să livrăm proiecte la cheie clienților din diverse verticale și de diverse dimensiuni, atât companii de tip enterprise, cât și întreprinderi mici și mijlocii. De fapt, complementaritatea în competențe este poate criteriul cel mai important pe care îl avem în vedere atunci când căutăm într-un mod proactiv parteneriate.
Dar, în egală măsură, ne uităm și la stabilitatea business-ului, a resurselor pe care aceste companii le au, precum și, poate, etica profesională. Așa se întâmplă, practic, și în cazul soluțiilor de comunicații unificate, unde putem spune că avem câteva parteneriate mature, printre care, desigur, se află și parteneriatul cu Opticom Consulting. Și alături de ei reușim să avem versatilitatea de a livra soluții unei game foarte largi de clienți. De la clienți mari la clienți mici și mijlocii, de la clienți privați până la clienți publici. Perfect, mulțumesc pentru detalii. Acum aș vrea să aflu mai multe informații despre parteneriatul dintre Orange și Opticom. Care sunt soluțiile și produsele vândute în cadrul acestui parteneriat și cu ce vine fiecare companie? Proiectele noastre acoperă o gamă largă de clienți. Avem business, început cu clienți mici și mijlocii, în special în domeniul firmelor care activează pe piața online, în e-commerce, unde și-au dorit implementarea unui call center fără bătăi de cap, puțini angajați, fără investiții în echipamente. Bineînțeles, cu timpul, datorită succesului, spunem noi, am ajuns să dezvoltăm împreună și proiecte la firme cu mii de angajați, cu infrastructură proprie, soluții complexe care chiar ne-au provocat în acel moment și ne-au ajutat să evoluăm. Concret, soluția noastră se bazează pe această platformă telefonică 3CX. Spuneam, este o platformă orientată atât în zona de Unified Communications, cât și pentru call center. Noi oferim această platformă, ajutăm clienții în partea de instalare și configurare inițială și, bineînțeles, în a oferi suport clienților respectivi. Plătăm cu foarte mare seriozitate și punem accent pe promptitudinea răspunsurilor la toate solicitările venite de la clienți. Cu ocazia asta pot să spun că le mulțumesc colegilor pentru că avem aceste reacții rapide și de mare ajutor și în același timp ne bazăm pe infrastructura Orange Business Services pentru ca întreaga soluție să funcționeze ireproșabil. În ceea ce ne privește pe noi, în cadrul acestui parteneriat oferim soluții de transport, de conectivitate a datelor. De asemenea, găzduim soluția platforma 3CX în data center-urile noastre, putând oferi inclusiv redundanță pentru clienții care își doresc un nivel de disponibilitate cât mai ridicat și nu în ultimul rând îmbrăcăm aceste soluții într-o anvelopă de securitate cibernetică. Desigur, am observat și noi, ca și restul pieței, că amenințările constituie un subiect important și trebuie tratate cu maximă rigurozitate. Aș vrea să vă întreb și care sunt beneficiile pe care le aduc acest tip de soluții de comunicații unificate și în special cele care vin și cu o componentă de cloud. Care este diferența față de soluțiile clasice și în ce măsură piața înțelege care sunt beneficiile? Cum arată discuțiile cu clienții pe această temă? Pot să spun că, în primul și în primul rând, diferența majoră față de soluțiile tradiționale constă în disponibilitatea acestui serviciu. Nu necesită investiții în echipamente, nu necesită crearea unui infrastructură proprie a clientului care să ajute la o funcționare și o disponibilitate cât mai mare. Toate aceste aspecte ale soluției sunt preluate de către Orange Business Services. Soluția fiind instalată în data center-le Orange asigură din start o disponibilitate cât mai mare. În același timp, faptul că le oferim clienților posibilitatea de a comunica de oriunde, veniți-vă la clienți care au mai multe puncte de lucru, veniți-vă la clienți a căror angajați lucrează de acasă sau din diverse locuri în țară și au posibilitatea aceasta să comunice eficient atât între ei cât și clienților.
Ok, mulțumesc pentru detalii. Aș vrea să vă întreb acum care sunt cele mai importante proiecte dezvoltate, câștigate împreună de Opticom și Orange și dacă acestea, eu știu, sunt din anumite industrii cu precădere. Majoritatea clienților, cum spuneam, sunt din zona de comerț online, acolo unde soluția noastră simulează foarte bine pe cerințele lor și le asigură un canal de comunicare eficient cu clienții. Majoritatea comenzilor online, știm foarte bine, vin din mediul mobil. Consumatorul în ziua de astăzi navighează pe telefonul mobil și preferă să intre în legătură telefonică cu cel care vinde produsele respective. Însă proiectele importante, pot să spun că au fost în zona de automotive, clienți cu zeci de mii de angajați, diverse locuri din țară și fost o reală provocare pentru noi să facem o migrare de la o soluție tradițională la această soluție oferită de către noi, datorită numărului de angajați și a complexității configurației clienții respective. Asemenea, în zona de instituții, iarăși am reușit să facem primii pași pentru migrarea către zona de cloud. Avem proiecte în zona de sănătate, avem proiecte în zona de instituții publice, de primării, și vedem cum, într-adevăr, faptul că își doresc să migreze către această zonă le aduce beneficii, productivitate. Și mulțumim din partea cetățenilor că pot lua legătura mai ușor cu cei care le pot ajuta în problemele de zi cu zi. Ce s-a schimbat în cererea clienților după izbucnirea pandemiei? Deja ați făcut referire cumva la noua situație în care ne aflăm cu toții de anul trecut. Spuneați că mulți angajați au trecut la munca de acasă sau, mă rog, munca de oriunde există conexiune la internet și voce, nu neapărat de acasă. Cum s-a schimbat și modul în care se livrează proiectele? Discuțiile se finalizează mai repede, clienții se hotărăsc mai rapid, a înțeles piața mai bine la ce ajută acest tip de soluții în contextul acesta în care diferit pe care l-a creat pandemia? În primul rând, cu siguranță știm deja cu toții, am mai tot povestit și tot facem, pandemia a schimbat modul de a face lucrurile, nu numai la birou, ci și peste tot. Clar, unii și din ce în ce mai mulți clienți au început să adopte tehnologii pentru a-și putea asigura business continuity pe de o parte, pe de altă parte pentru a fi mai eficienți. Și soluțiile de tip comunicații unificate, cu siguranță, au fost unele dintre aceste soluții. E drept că au fost și clienți care, din motive ce țin de contracția business-ului, au trebuit să ia măsuri mai drastice, să reducă sau poate chiar să închidă pe perioade cei mai mulți limitate de timp și mă bucur să fi fost alături de ei și am ajutat practic să parcurgă această perioadă într-un mod cât mai lin. Pentru unii dintre ei am oferit subvenții, pentru alții pur și simplu am suspendat servicii, astfel încât să poată să digere mai ușor perioada. Totodată, ce am observat în anul acesta, față de anul trecut, este că discuțiile pentru astfel de soluții sunt mult mai naturale. Practic, pot spune că e un rezultat a unui efort pe care l-am depus în anii anteriori pentru educarea pieței în direcția asta. Motiv pentru care, chiar împreună în parteneriatul cu Opticom, am reușit să vindem zeci de soluții de call center, mai multe zeci chiar. Și astăzi, soluțiile de acest fel reprezintă o soluție de tip standard în portofoliul nostru și sunt conținute în agenda de discuții cu mai toți clienții, mai ales la cei care considerăm că au valoare adăugată. Așa cum spunea și Bogdan, pandemia a adus multe provocări și în activitatea noastră. Și ne-am concentrat special să oferim aceste soluții celor care au fost afectați cel mai mult de pandemie, dar au decis să pivoteze în activitatea lor
Ca de exemplu, mediul Horeca aș dezvolta zona de delivery. Și atunci soluțiile noastre i-au ajutat foarte mult pe aceștia în a putea continua un mediu afectat de pandemie. De asemenea, am pus mai mult accent pe zona de videoconferință. Deja discuțiile au evoluat de la întâlniri față în față la întâlniri online și necesitatea unor echipamente profesionale pentru platformele online de cloud videoconferință a apărut de la sine. Am referit la echipamente pentru platforme de Teams, Zoom sau orice alte platforme utilizate de clienți. Mulțumesc pentru detalii. Pentru finalul discuției aș vrea să vă întreb ce așteptări aveți pentru anul 2022, ce aveți în plan, la ce vă așteptați să vedeți de la clienți, cam care credeți că vor fi principalele tendințe de pe piață și în ce măsură cererea pentru soluțiile despre care am vorbit până acum va fi în creștere față de 2021. Da, mulțumesc, Bogdan. Cererea a crescut simțitor și anul acesta și pentru anul 2022, evident, ne dorim dezvoltarea cât mai mult a parteneriatului cu Orange Business Services. Pot să spun că un accent important va avea și demersul instituțiilor sau a mediului de afaceri românesc pentru digitalizare. Deja putem discuta de soluții avansate call center sau text-to-speech care pot fi implementate în sprijinul acestui mediu de afaceri sau instituțiilor. Desigur, ne gândim și la dezvoltarea proiectelor de videoconferință și de ce nu putem spune că ne gândim chiar și la externalizarea de piețe externe. Avem deja discuții demarate cu proiecte începute în România și pentru care beneficiarul își dorește extinderea și în alte zone și în alte țări. În ceea ce ne privește, ne uităm cu entuziasm în față. Cu siguranță ne dorim să democratizăm accesul la genul ăsta de soluții și, practic, să venim și cu leere suplimentare care să faciliteze adopția sau rezolvarea unor nevoi pe care unele business-uri continuă să le aibă. Comunicațiile unificate și securitatea cibernetică sigur vor fi pe agenda de anul acesta și rămâne de văzut cum vom reuși să acoperim cât mai bine piața din România. Domnilor, vă mulțumesc foarte mult pentru discuția foarte interesantă și vă doresc mult succes în continuare. Cu siguranță ne vom mai auzi în perioada următoare să vedem ce s-a întâmplat pe piața de soluții de comunicații unificate și cum au mers business-urile și în cazul Opticom și în cazul Orange. Mulțumesc foarte mult pentru că ați fost astăzi alături de noi. Vă mulțumesc eu pentru invitație încă o dată și mult succes! Mulțumim pentru invitație și sper să ne revedem curând și cu alte noutăți. Vă mulțumesc și eu. Aceasta a fost ediția de astăzi a ZF Tech Day. Vă așteptăm și săptămâna viitoare, începând cu ora 13, la o nouă discuție despre business și tehnologie. La revedere!